Partea de pe strada Republicii a Bulevardului Pardon este blocată pentru circulația autoturismelor, iar astăzi a fost oprit accesul și pe artera care duce la podul de la Liceul Teoretic Dan Barbilian. Și de această dată, tot despre lucrările efectuate în cadrul proiectului de modernizare a zonei centrale este vorba. Reprezentanții societății mușcelene care execută lucrările au tăiat asfaltul și au făcut noi branșamente de canalizare și alimentare cu apă. În primăvara acestui an, primarul Elena Rasconi anunța că până în luna decembrie vom avea un bulevard cum se cuvine și cum îl merită câmpul Ungenii. La sfârșitul verii a anunțat că ar fi bine ca măcar pastila pietonală a bulevardului să fie gata până la începutul anului viitor. În prezent, situația nu se prezintă însă nici pe aproape de felul în care se dorea.